România a intrat în 14 mai în ultima zi de stare de urgență, la 2 luni de la instituirea ei prin decret prezidențial, având în vedere pandemia de coronavirus. Legea stării de alertă va intra în vigoare săptămâna viitoare. Urmează însă 3 zile fără restricții. Deputații au aprobat legea care prevede măsurile dispuse în perioada stării de alertă. Având în vedere situația epidemiologică la nivelul țării, se impunea în continuare luarea unor măsuri care să prevină și să împiedice cât mai mult răspândirea acestui virus. Este absolut firesc ca în acest moment să se ia aceste măsuri, astfel încât prin această stare de alertă care a fost legiferată ieri, aceste măsuri vor intra în vigoare. Problema cea mai mare este următoarea. În primul rând, datorită întârzierii cu care guvernul a trimis aceste propuneri legislative către Parlament, din păcate, cel mai scurt timp în care legea privind declanșarea stării de alertă va intra în vigoare va fi luni, deci peste 4 zile începând de astăzi, astfel încât poate să apară un vid legislativ, după cum bine știm astăzi, este ultima zi pentru starea de urgență, de respectiv joi, iar de vineri până luni nu vom avea absolut nicio restricție. Deci, în această situație, este imperativ necesar ca guvernul să ia anumite măsuri, să găsească o soluție pentru a se împiedica răspândirea virusului în acest moment. Legea a fost modificată în această dimineață astfel încât să cuprindă sancțiuni pentru cei care nu respectă izolarea, carantina sau măsurile de restricție a circulației impuse de autorități. Plenul Camerei Deputaților a fost suspendat până la finalizarea ședinței Comisiei Juridice, în care va fi modificat raportul ce prevede măsurile și sancțiunile pe care le pot lua autoritățile în perioada stării de alertă. În primul rând, eu sunt convins că ședința de guvern de astăzi, cel puțin în ultimul ceas, în al 12-lea ceas, guvernul Orban se va deștepta și va veni cu măsuri concrete. Există o soluție și anume să se respecte și să intre în vigoare printr-o hotărâre de guvern anumite măsuri care sunt prevăzute în ordonanța 21/2004. Deci aceasta este vechea reglementare care era potrivită pentru declanșarea unei stări epidemiologice. Deci dacă guvernul va lua aceste măsuri, recomandarea mea este ca toate măsurile să fie respectate cu sfințenie. Cu alte cuvinte, eu aș sfătui pe toți locuitorii țării Făgărașului să respecte, în primul rând, regulile de distanțare socială. Pericolul nu a trecut, pericolul este între noi. Poate în orice moment să se declanșeze un nou focar și Doamne ferește să se întâmple acest lucru în Făgăraș sau în împrejurim. Deci acesta ar fi primul sfat. Bineînțeles, coroborat ar trebui și este imperios necesar să respectăm legile și regulile de igienă personală, spălatul pe mâini, să evităm spațiile aglomerate și așa mai departe. Potrivit actului normativ, în perioada stării de alertă, autoritățile pot impune carantina și izolarea, pot restrânge sau interzice circulația persoanelor și a vehiculelor și pot interzice organizarea de concerte, mitinguri sau procesiuni. De asemenea, legea prevede că pot fi deschise molurile mici și terasele. Cetățenii sunt obligați să poarte mască de protecție în spațiile publice închise, în magazine și în transportul public în comun, iar sancțiunile ajung de la 500 de lei la 2500 de lei. Legea va intra în vigoare abia la începutul săptămânii viitoare.